Hack cu 4-2, hack cu 4-2, vă rog. Nu, am dat double jump. Mi-a picat legendară fix în ultimul. Hai, te rog să-mi pice și acum, te rog, Doamne ajută. Ia. Și du-te. Rămâi ce trebuie, rămâi. Astăzi jucăm Stumble Guys, dar dacă dau double jump, va trebui să cumpăr ceva de pe shop, și anume un toy Christmas Wheel sau un spooky Christmas Wheel, depinde. Și să sperăm că ne pică legendară, deoarece ar fi cam nașpa să nu ne pice nimic. Din asta mai avem 450 de gemuri, după cum puteți vedea. Și avem și astea două free spin-uri, deci o să ne ajute și astea, pentru că prima oară începem cu ele. Și da, nu uitați să vă abonați, să dați un like acolo și lăsați în comentarii ideile voastre de challenger pe care vreți să le pun în aplicare pentru următoarele episoade cu Stumble Guys. Și da, prima oară avem astea două free spin-uri, deci nu le dăm acum și hai să intrăm în primul meci. Ok, deci prima hartă este asta cu tunurile și hai să vedem ce putem face. Deci n-avem voie să dăm double jump, uite, mă pregăteam să dau double jump. Uite, deci am dat o dată, dar n-am voie să dau de două ori. Băi, e cam greu, e cam riscant, adică pentru că eu cred că sunt prea obișnuit să dau double jump și mie că o să dau double jump, era să dau acum double jump, de exemplu. Bă, ce fac, mă? O lovesc de astea? Nu, lasă-mă, așa, nu pot să trec pe partea asta, din păcate. Dar hai să vedem, bă, mă calific acum, nu cred că mă mai calific, mă. Paolo, deci nu cred că mă calific meciul ăsta, dar tot trebuie să am grijă, deoarece s-ar putea să dau double jump și sper să nu dau double jump, pentru că dacă o fac, va fi foarte nașpa, foarte nasol. Uite, vreau să dau double jump, să trec în partea asta, în stânga, dar, na, ai primul meci eșec. De data asta sper să mă calific și eu și aceeași hartă, după cum puteți vedea. Da, ciudat, dar înseamnă că aș putea să fac eu ceva. Cine știe, este un semn ăsta, poate trecem și noi de data asta. Și hai să ne calificăm măcar de prima rundă. Taulă, deci n-am voie să dau double jump. Bă, Doamne! După ce că sunt eu, vai de capul meu, uitați cât de subțire sunt. Nu mai dă și ăsta, mă face, mă storcește de tot, pe bune. După ce că... Aolo, bă, da, toate sunt pe capul meu puse aici. Bă, deci chiar e greu, sincer, fără double jump. Chiar e greu, nu știu de ce e așa greu. Dar, într-un fel, mă așteptam să fie greu, dar nici chiar atât de greu. Deci e foarte greu. Mă lovesc de toate astea pe aici și nu pot să dau double jump. Și tot n-am câștigat nici de data asta. Sunt și eu capabil să câștig vreo rundă? Hai să vedem dacă o câștigăm pe asta. Mamă, dar aici cred că o să... fie un pic prea mare eșecul, adică o să eșuiesc challenge-ul acesta, din păcate, la această hartă, după părerea mea, deoarece mie că o să dau double jump, era să dau de două ori până acum, și mie că o să dau double jump, da, aici la final, cel mai probabil, s-ar putea să am nevoie să dau double jump, sincer, dar hai să vedem, chiar e interesant, hai să vedem acum dacă dăm sau nu double jump, chiar sunt curios, sper că nu dau. Dar aia e, oricum farme cu acest videoclip este să dau double jump. Deci voi asta vă doriți, dar eu într-un fel n-aș vrea, dar într-un fel aș vrea pentru voi, ca să fie mult mai interesant episodul. Du-te de aici că nu te cred, în ultima secundă mi-a apărut platforma și eu am trecut de ăsta fără să dau double jump. Incredibil așa ceva. Băieți, deci cred că double jump-ul ăsta nu o să se întâmple în acest episod, deoarece sunt foarte atent și voi sperați acolo, deci lăsați acolo like-uri multe, că cine știe, s-ar putea să dau double jump. Dacă văd acolo că mai multe like-uri, poate dau double jump, cine știe, dacă văd așa eu din viitor. Ok. Ok, runda a doua e cu fotbal. Bă, deci dacă credeam eu că acolo o să dau double jump, ei bine, aici cred că chiar o să dau double jump, adică nu știu de ce am eu presimțirea asta că o să dau double jump, dar hai să vedem oare dau sau nu dau. Bă, sper să nu dau double jump, dar o să-mi vină să dau când... Eu vreau totuși să dau gol, nu vreau să-mi iau gol eu. Adică, logic, treaba asta, dar nu vreau nici să apăr, să stau la mine în poartă, să apăr fazele ăstora. Și hai să vedem. Mă duc în partea asta, era să dau double jump, bine că n-am dat, hai să vedem, bam, bam, bam. Bă, băieți, sper că nu vă supărați că nu dau double jump, dar chiar vreau să țin de challenge-ul ăsta, deoarece mai am 450 de gemuri și cine știe cum mai apare câte ceva nou foarte tare pe shop și poate dăm altă dată. Și hai să vedem, nu. Uf, ok. E 2-2 scorul? Când am dat noi două goluri? Băi, bine că am dat, dar hai să și câștigăm meciul acesta. Deci, hai să vedem. Runda a doua. Hai să trecem și noi runda finală, vă rog. Mă, dar nu se poate așa ceva, mă. Nu se poate așa ceva. Hai, mă, hai.
Hai. Of. Haide, ce ne batem aici toți pe minge? Că suntem bine gol, 3-2 și hai cu 4-2, vă rog. Nu, am dat double jump. Bă, chiar n-am vrut de data asta, pe bune. Ha, deci câștigăm, să sperăm că o să câștigăm. A, 3-3, nu, am mai dat toată dată. Ha, deci cred că se pune dacă dau de mai multe ori pe asta. Deci cred că am egal, overtime, ne-au bătut. Taa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 a
fac Christmas Sale. Chiar n-am nicio idee, pentru că la... la 2 Christmas Sale nu cred că o să-mi pice nimic, deoarece este doar... Bă, dar stai că eu am free prize-urile astea! Opa! Hai să le dăm! Dar știi ce fac? Dau free prize-urile astea. Le dau pe astea, ok, lucky spin-urile. Și după, ia să vedem ce ne pică, ne pică. Mamă, ar fi fost ceva să ne pice legendară, dar nu știu. Hai că mai avem încă una. Și vreau să zic așa. Le deschid pe astea că le am, ok. Dar pentru a doua oară, ca să le dă două ori, astea se pune o dată ambele. Iar pentru a doua oară o să deschid și un Spooky Christmasul ca să nu fie așa plictisitor episodul acesta. Și hai să vedem și ce ar fi să ne pice legendară, ia. Ce e ce? Tokenul măcar. Bă, eu vreau tokenul. Nu știu, vreau tokenul, așa, bravo. Și 22 de astea. Ok, avem aici avem, ce mai avem? Bă, s-a blocat. Așa. Avem un Spooky Christmasul Epic Skin, nu putem să luăm, nu avem 35. Avem un Spooky Christmasul și un Toy Christmasul, dar nu știu ce fac, să dau la Toy Christmasul. Hai că dau acum la Toy Christmasul și poate după o să dau la Spooky Christmasul. Chiar n-am nicio idee. Dar ce avem noi pe aici? Baby Doll, Army Man, deja l-am, Retro Robo. Vreți numai anii, bă, și nu cred că să-mi pice mie, mă, bebeluși. Dar hai să dau pentru voi, hai mă, lăsați acolo cu mai multe like-uri, că cine știe cum ne pică. Și bebelușul, te rog, te rog. A trecut deja de el, dar cine știe cum mai apare, da. De ce am făcut eu treaba asta? De ce am luat eu bebelușul ăsta, mă? Bă, mai dau un Spooky Christmasul, așa că vreau eu, am eu. Bă, ca de fiecare dată, hai te rog, vreau să fie ăsta ultimul Christmas Wheel de pe acest episod, ca în ultimele 3 episoade cu Stumble Guys, unde mi-a picat legendară fix în ultimul. Hai te rog să-mi pice și acum, te rog, Doamne ajută. Ia. Și Spooky Christmas film ne pică legendară. Și du-te. Rămâi aici, te rog, rămâi. Păi e bun și ăsta, știi care e faza? Eu aveam Mary Skeletonul, dar erau bune și astea dă-mi picau pentru Stumble Tokenurile astea dă-mi picau pentru Epic Skin, că nu știu cât de picau, dar picau cred că o grămadă și puteam să deschid și un Epic Skin. Dar totuși e bun și capitanul ăsta, chiar e mișto. Captain No Hurt, cred că am zis bine, sper. Și da, chiar e mișto. Dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, nu uitați să abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri, după cum bine știți. Iar o să le pun în aplicare, cum am făcut la acest episod, deoarece două persoane mi-au scris și vedeți chiar acum pe ecran cine au fost alea două persoane. Bine, două am văzut, dar mi se pare că am văzut mai multe, dar nu mai știu sigur. Ok. Cum a fost Rafael, sper că v-a plăcut acest episod, ne vedem la altul, pa, pa!